Bună ziua, dragii mei! Haideți să vorbim astăzi despre emoțiile noastre, emoțiile umane. Emoțiile umane, dragii mei, funcționează ca un scut invizibil, la fel de vital ca și sistemul imunitar, protejându-te atunci de pericole care îți amenință integritatea ta psihologică. Ele sunt acele răspunsuri instinctive, uneori sunt atât de subtile, alteori sunt atât de intense ce avertizează asupra posibililor riscuri sau te protejează de durere, de pierderi, de eșecuri. De exemplu, hai să luăm frica. Frica care uneori poate fi paralizantă. Este de fapt în esență un semnal, un semnal de alarmă menit să te țină departe de primejdie, așa cum sistemul nostru imunitar luptă împotriva agenților patogeni pentru a-ți proteja sănătatea. La fel, dragii mei, și bucuria și fericirea nu sunt doar reacții pasive, ci sunt acele mecanisme de supraviețuire care te încurajează să cauți atunci conexiuni și situații pozitive, susținând atunci echilibru mental și echilibrul emoțional. Durerea emoțională, deși este greu de suportat, este și ea o formă de protecție, da, durerea emoțională. Este acel răspuns la pierderi sau suferințe care te ajută atunci să evoluezi în situațiile care îți fac ție rău și iei măsuri pentru a te proteja de viitor. Dragii mei, aceste mecanisme emoționale, ca și sistemul nostru imunitar, funcționează printr-un echilibru atât de fin între forță și vulnerabilitate. Dacă sunt ignorate sau suprimate, pot duce atunci la dezechilibre imense, fie o supraprotecție emoțională care te izolează, fie o expunere prea mare care te face vulnerabilă la traume. La fel cum îți antrenezi corpul pentru a avea grijă de sănătatea fizică, este foarte esențial să cultivi și să înțelegi răspunsurile emoționale pentru a-ți menține sănătatea ta psihologică și sănătatea ta spirituală. Dragii mei, acesta este materialul de astăzi. Nu vă mai spun unde mă găsiți, oricum. Dați, eu știu, scrieți Gabriela Ilinca și mă găsiți pe Facebook, pe bloguri, pe YouTube, pe TikTok, ok? Gata, nu vă mai spun astăzi. Închei cu fraza mea magică. Vă transmit din suflet lumină și iubire. Pe curând, dragii mei!